Suntem din nou în sala Rapid pentru a urmări a doua semifinală a piramidei la 77 de kilograme. Ring announcerul Octavian Pescarul prezintă pe cel ce va intra primul în ring. Este moldoveanul Valentin Pascali. E deja pregătit într-un colț al sălii. Lângă, între două fete frumoase, în roșu, va intra Pascali. Pascali! 17 lupte pentru Pascali, din care 15 victorii. Luptă pentru clubul Titan. Antrenori Ilian Strugariu și Stipan Chirlin. Am avut în primul meci un knockout spectaculos obținut de Vastianul Florin Voduții. Stânga sa necruțătoare l-a trimis la podea pe Nick van der Sluis, care n-a rezistat unei lovituri de senzație. Și iată, Voduții doar cu 3 meciuri reușește să-și facă knockout un adversar care avea mult mai mare experiență. 1,83 și 77 de grade. Va fi prezentat acum cel de-al doilea luptător din această luptă, din Reghin, Lucian Casoni, la 23 de ani, visează să intre în finala acestei piramide. Intră în ring și luptă în colțul roșu, Lucian Casoni. Casoni este antrenat de Florin Ioana și Laszlo Nemes. Luptă pentru clubul Arco Sport University. 1,83 m înălțime, 10 meciuri, 6 câștigate. Iată pe Florin Ioana, în dreapta. Și acum, pe ritmul acestei melodii, Casoni intră în ring. Am văzut în alte gale mulți luptători foarte bine pregătiți din Republica Moldova și Valentin Pascali, cu siguranță, e unul dintre ei. Moldovenii au arătat clasă, au arătat inimă de luptător și în alte gale prezentate de DigiSport. Vom vedea dacă acum Pascali va reuși să-și demonstreze clasa în fața acestui luptător de kickboxing din Reghin. Vă reamintesc, suntem la World Mixed Fight 3. Haide, proteza, ușile, cochilie. Iar aceasta este cea de-a doua semifinala a piramidei la 77 de kilograme. Vor urma apoi alte 9 lupte interesante și mai departe vom încheia cu finala acestei piramide. Unul dintre luptătorii din această finală îl știm, este Florin Voduții. Acum se va stabili cu cine va lupta. Fie moldoveanul Pascali, fie Lucian Casoni. Start în cea de a doua luptă din piramida de la 77 de kilograme. Mănuși portocalii pentru Casoni. Încercare de low kick a lui Pascali. Casoni a stat bine în distanță și acum lovește bine cu piciorul stâng și evită cloșeul de dreapta al adversarului, care aruncă încă o nouă lovitură în gol. Bună eschivă pentru Casoni acolo, excelentă directa de stânga. Încearcă să repete lovitura, Pascali replică și el. High kick, blocat însă de Casoni. Încercare de low kick, bine evitată de Casoni, care cred eu că lovește sub centură. E eternă săritura pe călcâie, ce
încearcă să te scoată din dificultățile acestui moment nu foarte fericit pentru niciun luptător. Mergem mai departe. Pascal e gata de luptă. Gasson în gardă, atent. Fix studiu, cei doi stau cam mult unul în fața celuilalt fără să se lovească. Încearcă o serie de lovituri. Cassoni. Pascali, o lovitură prin întoarcere cu piciorul. O încercare de 1-2 pentru Cassoni și din nou lupta este întreruptă. Un pic fragmentată această primă rundă. Încearcă să-și creeze drum cu brațul din față Cassoni. Pascali lovește bine acolo cu piciorul, la cap. Obligat Cassoni să se ducă spre colțul neutru pentru că adversarului său să-i se refacă bandajul la piciorul drept. Se rea lupta. Se aruncă acolo Cassoni pe lovitură. Practic n-am văzut schimburi pe la nici de lovituri, deoarece cei doi au stat mult îmbrățișați. Acum croșeu de stânga, lovitură periculoasă. Încearcă să scape din acea încleștare Cassoni cu o lovitură de genunchi. Păstrează o distanță de luptă de prudență cei doi deocamdată. Low kick și o încercare de croșeu de dreapta, lovitură mult prea largă. Cassoni încearcă să reziste, hai să spunem așa, furiei adversarului. Din nou bandajul s-a desfăcut acolo la picior. Așa încât pauza acum probabil va fi un pic mai lungă, pentru că clar o încercare de a reface toată acea lucrare. Moldoveanul va lupta până la urmă fără bandaje. Nu l-au ajutat prea mult, hai să spunem chiar că l-au încurcat. Blochează bine acea lovitură de picior stâng Pascali. 1-2 care și-a atins ținta. Cassoni a făcut eschivă pe pas înapoi. Iată croșeul de dreapta, o lovitură lungă, dar care ajunge acolo. Un pic haotic totuși Pascali, chiar dacă este pugilistul care inițiază lupta, care lovește mai mult, nu m-a atins, pare a spune Cassoni, dar finalul reprizei a aparținut moldoveanului după ce Cassoni a avut câteva lovituri interesante. O primă repriză echilibrată în care spiritul de luptă al lui Valentin Pascali poate să creeze diferență. E important cine va sta mai bine și cu pregătirea fizică, pentru că prospețimea, vigoarea, viteza în execuții se va vedea, spune eu, mai bine pe următoarele două reprize. Și dacă în prima luptă arbitrii nu au avut nicio problemă, pentru că a fost un knockout spectaculos aici, deocamdată nu este simplu de judecat către cine va merge decizia. O primă repriză echilibrată. Cassoni față în față cu Pascali în al doilea meci al piramidei la 77 de kilograme. Lovituri în forță, suntem imediat după pauză. Lovește mult în gol moldoveanul, dar în același timp are și lovituri care ating ținte acolo. Iată aici bine face pasul înapoi pe acea dreaptă aruncată de Cassoni. Bună lovitura de picior în piept, recepționată de moldovean. Încercare de low kick văzută din timp de Cassoni, care
își găsește adversarul în colț, dar n-are claritatea necesară pentru astfel de momente. Când adversarul pare a fi acolo o țintă sigură, Cassoni încearcă din nou. Nu găsesc deocamdată ambii distanța de lovire. Fie loviturile sunt prea scurte, fie prea lungi. Iată acum cât place să sară peste ring moldoveanul din inerția acelei lovituri. Din elanul ei, mai bine spus. Cassoni într-o ușoară defensivă, atent acolo, evită încă o lovitură, încearcă din nou cu genunchiul, dar este prins în acel clinch. Pascali a făcut bine pasul înapoi, evitând lovitura lui Cassoni, care se ridică după ce a fost prins piciorul. Un avantaj al alungei de care Cassoni nu prea profită, o lovitură sub centură, dar merge mai departe. O lovitură din întoarcere, dar din nou distanța nu a fost cea potrivită. Pascali n-a încercat să-l ducă adversarul spre colțul ringului, o serie de croșee aici. Oh, a ratat dreapta asta Pascali. Cei doi se prăbușesc acolo, semn că sunt undeva destul de aproape de a ajunge la capătul resurselor fizice. O dreaptă largă aruncată de Pascali, Cassoni s-a blocat bine. Din nou moldoveanul face la timp pasul înapoi, o lovitură din întoarcere care atinge acolo coastele lui Cassoni. Nu cred că a fost lovitură, ci doar o împingere pe stânga lui Cassoni. Acea lovitură din întoarcere care de data asta este atenționată Cassoni de arbitru, pentru că a lovit cu cotul acolo, din nou pentru că nu a calculat perfect distanța. Ar fi trebuit acolo să lovească cu mănușa, dar a ajuns să lovească cu cotul. Bun, croșul de dreapta pentru moldovean. O lovitură din întoarcere, mult mai bine calculată. Cassoni este la podea, dar din nou nu în urma unei lovituri. Aceasta a doua repriză se termină aici. O repriză echilibrată în care ambii au avut perioade mai bune sau mai slabe. Cert este că lipsesc loviturile clare, pentru că cei doi sunt încă în căutarea distanței perfecte de lovire. În această situație, probabil că repriza a treia, așa cum vedeți, va fi cea decisivă pentru a stabili învingătorul aici. Revedem cele mai importante momente ale acestei partide. Una, repet, destul de încălcită. Cei doi au încercat să forțeze, au lovit atât cât au putut, dar mai mult au stat încleștați acolo într-o luptă surdă. Ultima repriză așadar, ultima rundă. O dreaptă cu o eschivă bună a lui Cassoni. Încercare și o lovitură de genunchi foarte, foarte dură. Low kick de ambele părți. Foarte prudenți ambii. Cred că orice lovitură clară dată aici, în această ultima repriză, ar putea fi decisivă în viziunea arbitrilor. Arbitrii mai desparte încă o dată. Moldoveanul din nou lovește larg, dar fără ca loviturile sale să intre acolo decisiv. Bună eschivă cu scădere de nivel pe direcția de dreapta a lui Pascali.
Bine grupat, dar moldovanul repetă combinația 1-2, recepționat acolo de Cassoni, destul de bine închis într-o gardă care n-a fost răpunsă, dar loviturile se simt oricum, chiar și când lovește în brațe. Bună stânga de întâmpinare a lui Cassoni, care încearcă și o dreaptă aruncată acolo ca un resort. Oh, bine este din clinci Vitali, Valentin Pascali cu acea dreaptă. Cearcă o stângă la corp, Valentin Pascali. Cassoni, oh, e secerat acolo cu o lovitură care l-a cam surprins pe Cassoni. Bună dreapta asta, o dreaptă excelentă. Arbitru face semn ca lupta să continue, susținând că n-a fost o lovitură, ci doar o împingere. Cassoni parcă încurajat după acea dreaptă, cu care și-a pus totuși la podea adversarul. Mai reușește o dreaptă de această dată excelentă. Cei doi se duc peste corzile ringului. Foarte bună, foarte bune loviturile acestea ale lui Cassoni, care pe final de meci, iată, reușește să fie ceva mai clar, deși acum moldoveanul încearcă și el să revină. Ultimele secunde într-o luptă care a crescut în spectacol pe final, să recunoaștem. Da? Aici e important de văzut ce vor decide arbitrii. Lupta se termină cu câteva lovituri reușite de Cassoni aici în pe ultimele secunde, să vedem dacă ele vor conta pentru arbitrii care punctează. Vedem dreapta asta care l-a trimis practic pe Pascali în corzile ringului de acolo, mai avea puțin să zboare. Apoi replica, o stângă bună și din nou cei doi cad pe corzile ringului. Practic, acestea au fost cele mai clare lovituri ale unei lupte serios fragmentate. Uneori nu se potrivesc, poate, luptătorii Castil și de asta ies lupte din acestea în care nu au fost aruncate atât de multe lovituri. Hai să vedem ce au decis arbitrii. Lucian Cassoni așadar se califică în finala piramidei 77 de kilograme, unde îl va întâlni pe Florin Văduții. A avut Cassoni mulți suporteri aici în sala Rapid. Noi facem o scurtă pauză pentru publicitate, apoi vom reveni la kickboxing.